în fiecare an de seara cărții, vrem să motivăm prin mici atenții pe cei care își dau cel mai mult silința să citească. Așa că avem următoarele categorii de vârstă. La adulți, pe locul 3 se află două surori cu număr egal de cărți citite, și anume 11, care sunt Luminița Voicu. Și Mami. Nadia Mirică, pentru cine nu știe că e Mami. Pe locul 2. Pe locul 2 cu 16 cărți citite se află Cristina Ioniță. Care nu e primul. Iar pe primul loc cu un total de 18 cărți citite, Denisa Popovici. În urma celor trei locuri ocupate doar de surori, ne-am gândit ca în premieră pentru seara cărții, ca urmare a faptului că niciun frate nu ocupă niciodată top 3, să premiem și un reprezentant al categoriei lor, un frate care a citit 7 cărți, și anume Cornel Frâncu. În cadrul categoriei de adolescenți, pe locul 3 cu 20 de cărți citite se află Laura Stoica. Pe locul 2 cu 21 de cărți, Giulia Bughi. Iar pe primul loc cu 40 de cărți citite era Luca Stemati.